Poliția a oprit o femeie, dar nu înțeleg pentru ce. Că doar nu stătea parcat aici. Lângă parcul operei. Măcar bine că au pornit ei girofarul, că doar aici e indicat. Oprirea, staționarea interzisă. Mai departe, pe Știrbei Vodă, vedem că poliția oprește și fără temei. Și fără să pornească girofarul. Sub semnul care interzice staționarea. Și asta doar e periculos. Ilegal. Aplică amenzi. Nu știu cui și nu știu pentru ce, dar trebuie să aibă pornit girofarul. Pentru ce v-au amendat? Nu, nu, v-au amendat dacă nu le dați. Lor cine să le dea avertisment? Mai departe, tot pe Știrbei Vodă. S-a oprit în stație de transport public. Și documentează o bătrână. Probabil tot pentru traversare ilegală. N-ar trebui să porniți girofarul. Păi dacă staționați în loc neautorizat, stați în stație de transport public. De acord, dar creați pericole, nu? Alte mașini n-au voie să staționeze aici. Dumneavoastră dacă staționați, măcar porniți girofarul, să avertizați pe alții. În stație de transport public. Sper să vină poliția și pe aici. Se vadă parcare pe pista biciclistică și pe trotuare. Ia uite. Calea Buzești. Trebuie să ies pe carosabil. Sau să intru pe trotuar. Ca să continui drumul cu bicicleta. Hai, avertizări, după care amenzi, că ăștia ne pun viața în pericol.